Salutare! Astăzi vă voi arăta cum se schimbă sau cum se locuiește acest buton de la sistemul iDrive, butonul sau controllerul iDrive de la BMW seria 5 E60 din 2006. Bun, îl vom locui cu acest buton. Ca să scoateți butonul sau controllerul, nu trebuie decât să apucați cu mâinile de buton. Și pur și simplu trageți în sus de el. Iată. Vedeți? Acesta e butonul. El are niște cleme care este prins. Iată. Vedeți cât de simplu se scoate. Haideți să vă arăt și cum e prins aici. Iată. Vedeți? Are niște cleme aici din plastic. Una, două, trei și patru clemele acestea care agață pe exterior. Vedeți? Acum îl montăm pe cel pe care l-am cumpărat. Vedeți? Noi l-am cumpărat de la un par de dezmembrări. E un controller original BMW. Când îl montați la loc, aveți grijă să-l puneți cum trebuie în prinderile acestea de aici. Vedeți că trebuie să intre pe cum trebuie pe șans. Vedeți? Și apoi îl apăsați să facă clanț. Și asta e tot.